O serie de lucrări au demarat în această vară în comuna Bughea de Sus. L-am găsit pe primarul comunei, Nicolae Tarbă, în mijlocul lucrătorilor la școala gimnazială din localitate. Cu această ocazie a punctat faptul că are depus un proiect pentru reabilitarea unității de învățământ. În momentul de față sunt cu compartimentul meu, așa numitul serviciu de utilitate publică și cu câțiva de la ajutorul social. Facem pe forțe proprii o magazie de lemne pentru școala din centru. Noi sperăm ca să prindem și acest contract pe fonduri europene, lucru care cred eu, dacă într-adevăr procedura de încheiere a contractului va fi undeva în perioada următoare, deci până în septembrie, fazele care trebuie să le facem cu execuții, proiectare și execuție, credem noi că la anul pe vremea aceasta va fi șantier și la școală. Valoarea proiectului este valoarea teoretică în prima fază, în faza de Dali, este de circa 2,5 milioane, adică 25 de miliarde vechi. Ca și discuții din ceea ce s-ar putea face, este vorba de o reabilitare aproape totală. Cât privește infrastructura, atenția principală a edilului se îndreaptă către efectuarea rețelei de canalizare. Încă de acum 3 ani s-au pus pe hârtie bazele acestei investiții, însă birocrația și lipsa de fonduri a făcut ca proiectul să fie întrerupt. În prezent, proiectul se află în faza de implementare și în curând vor demara lucrările la executarea rețelei de canalizare și a stației de epurare. Este vorba odată de canalizare și epurare a apelor menajere. Suntem în faza de evaluare. Avem o contestație astăzi, maxim luni, ar trebui ca să fie soluționată. Este vorba de o societate comercială. Ne-a contestat că ei spun că, până la urmă, ca și dotare tehnică ar putea să facă. Din punctul de vedere al celor de la ANAP și reprezentanții noștri din Comisia de Evaluare, nu. Vedem ce ne spune Consiliul de rezolvare a acestor probleme și sperăm că dacă mâine, ăsta luni sau marți, se rezolvă, într-o perioadă de circa 2, maxim 3 săptămâni, o să începem deja lucrările pentru canalizare. Lucrările la drumuri vor fi amânate deocamdată, dar după introducerea rețelei de canalizare, mai multe străzi sunt în plan de a fi asfaltate. Tot în această vară se va finaliza un pod peste râul Bughea, necesar trecerii autovehiculelor în cătunul Bughița.